un invitat special. Am să te rog să-l prezinți tu, pentru că tu știi mai multe despre el. Este vorba despre băiatul cu bicicleta roz, așa cum este el cunoscut în comunitatea cicliștilor din România și nu numai, pentru că Vlad Sabău, clujeanul cu bicicleta roz, a mers cu, a concurat cu această bicicletă și la competiții în afara granițelor. Haideți să vedem mai întâi un material despre Vlad Sabău, să ne facem o impresie despre cine este și pe urmă vom discuta chiar cu el aici în platou. Vlad Sabău a început proiectul bicicletei roz după ce mama lui a murit de cancer. Și-a propus ca după fiecare sezon să scoată bicicleta la licitație, iar banii să-i doneze pentru lupta împotriva cumplitei boli. 2 luni a durat construcția bicicletei. Componentele au fost făcute toate la comandă. Piesele nu existau, multe fiind făcute la comandă, dar am avut înțelegere din partea sponsorilor și partenerilor acestui proiect și m-au înțeles punându-l la dispoziție tot ce a fost nevoie. Vlad Sabău a participat cu bicicleta roz la toate competițiile naționale importante, dar și la 2 etape de cupă mondială în Cehia și Norvegia. Biciclete roz în concursuri nu mai sunt, cel puțin nu la noi în țară. În afara țării am avut, să zic așa, un succes mai mare. Mulți dintre spectatori la concurs strigând Go Pinky, Go Romania! Bicicleta va fi licitată peste aproximativ 3 săptămâni. Vlad își propune însă să continue proiectul și în anul competițional următor. Noi în acest moment o vedem pe Pinky în toată splendoarea ei. Go Pinky, Go Romania! Bine ai venit, Vlad, bună dimineața, în platoul nostru. Este foarte emoționantă povestea acestei biciclete roz. De fapt, acestei a doua biciclete roz, pentru că deja ești la a doua fază a proiectului. Exact, a doua fază a proiectului și sper că anul viitor a treia fază a proiectului. Ești determinat să continui, să rămâi băiatul cu bicicleta roz, în ciuda comentariilor pe care le-ai stârnit când ai apărut prima dată cu bicicleta. Cum a fost? Păi, primele comentarii au fost puțin răutăcioase, lumea neștiind despre ce e vorba, neexistând în acel moment o oarecare promovare a proiectului, însă în acest moment din țară știu, cred că 95% dintre cei care practică acest sport, din afara țării află tot mai mulți, datorită articolelor apărute în presa internațională de profil și să sperăm că anii ce urmează vor fi tot mai buni în promovarea acestei cauze. Povestește-ne puțin cum ai luat această decizie să-ți faci o bicicletă roz. Care este motivul care te-a determinat să o iei? În urma decesului mamei mele, care a suferit de cancer și acesta a recidivat, am decis că această bicicletă poate fi singurul mod prin care pot onora memoria și pot ajuta pe cei bolnavi la rândul lor de câți această ani ai boală. Acum, Vlad? 26. Și când a murit mama ta, câți ani aveai? 22. 22 de ani. Pentru un tânăr de 22 de ani, ești singur la părinți. Exact. Este destul de greu să își piardă mama. Cred că pentru oricine este greu să-și piardă mama. Și la 5, și la 60 de ani este la fel de greu. Cum au reușit cei de vârsta ta să te ajute în această încercare? La 22 de ani, ai capacitatea de a înțelege lucrurile de acest gen? De a găsi varianta cea mai bună de a-l ajuta pe cel de lângă tine? Sau de unde a venit în cazul tău ajutorul? Probabil la 22 de ani încă nu conștientizam exact ce și cum va urma, însă cu siguranță mi-am dorit să fac ceva mai activ în această cauză și mi-am dorit foarte mult să promovez această cauză, pentru că în fond și la urma urmei, cu un control făcut la timp poți preveni multe chestii. Practic, competițiile de ciclism montan au fost pentru tine sursă de energie și exact forma în care tu te-ai exteriorizat exact cu acele suferințe pe care le-ai acumulat la o vârstă, să spunem, exact, timpurie. Oarecum mersul pe bicicletă te descarcă de energiile negative și te încarcă cu energie pozitivă. Și atunci te-ai gândit să adaptezi și vehiculul exact cu care practicai această activitate exact la acel moment special. Au fost și alți tineri care să-ți urmeze, să înțeleagă mesajul și să spună ar fi o idee bună să facem și noi acest lucru, să semnalăm? Momentan, din ce cunoștințe am eu, nu.
Deci, momentan, din ce cunoștințe am eu, nu, dar e posibil și să nu fi auzit. Cum ar fi o competiție cu Pinkies? Cred că ar fi puțin mai dificil, cel puțin la noi. Noi nu cred că avem încă mentalitatea necesară de a lupta în astfel de cauze. Ar fi dificil și pentru că producătorii de biciclete și de piese de bicicletă nu prea fac produse roz, iar faptul că tu ai reușit să-i convingi să-ți facă special ție a fost o mare reușită. Ai început însă printr-o pereche de șosete roz pe care ai purtat-o la o competiție. Exact. Am început de la o pereche de șosete roz, după aceea văzând că unii producători au în gama lor de producție astfel de produse, m-am gândit așa ușor și am schimbat anumite piese cu unele roz, după care mi-a trecut prin cap ideea, ok, dar ce-ar fi să fac o bicicletă complet roz? Și atunci... Există posibilitatea să vopsești pur și simplu cadrul de la bicicletă, dar mă gândesc că un ciclist ca tine nu poate accepta ideea unei asemenea intervenții la o bicicletă, făcută de neprofesionist, ca să zic așa. Acesta este motivul pentru care a apelat direct la producător? Exact. Practic, o bicicletă nu se poate vopsi cu spray în cameră sau în garaj, deci ar fi fost puțin mai dificil să... E un anumit proces, practic. Grunduirea bicicletei, pregătirea acesteia, curățarea, vopsirea, apoi lăcuirea, deci nu-i tocmai simplu pentru oricine. Iar pentru un ciclist care ține la cel mai mic detaliu atunci când vine vorba de competiție, orice asemenea intervenție care poate periclita rezultatul cursei este de evitat. Cum ai procedat? Foarte simplu. Aveam cunoștințele la firmele respective, am luat legătura cu ei din timp, știau despre ce este vorba, știau de anul trecut. Ei au fost foarte receptivi, așadar au continuat să mă susțină, știau ce am nevoie, știau cum... Mă refer la prima dată, pentru că atunci probabil a fost puțin mai dificil să le explici care este ideea. Ce reacție au avut? De ce îți trebuie ție? Nu te-am întrebat de ce îți trebuie ție piese roz? Pentru că de obicei roz e pentru bicicletele de fetițe, pentru copii. Evident, le-am explicat înainte și au înțeles din prima mesajul care vreau să-l transmit și de atunci mi-a fost alături. Este o investiție destul de mare pentru un producător să facă un cadru, un singur cadru, într-o altă culoare, având în vedere că se lucrează pe o linie de producție. Dar este oarecum mai dificil, însă, din ce știu eu, aceștia au o linie separată pentru anumite biciclete la comandă, cum au fost făcute și pentru alți sportivi, mari sportivi, nu ca mine, care au participat în marile competiții din lume. Apropo de asta, și tu ai participat la competiții importante. În acest moment, care este locul tău în clasamentul național? Vlad Sabău face mountain bike, biking. Există competiții specializate în țară, există și un clasament național. Exact. În acest moment, la naționale, care practic este o singură cursă în tot anul, am reușit să mă clasez doar pe locul 8, ceea ce nu era în scopul meu, eu doream să fiu puțin mai în față, însă în cadrul competițiilor naționale am obținut mai multe victorii, mai multe podiumuri. Practic, din calculele mele, la 75% dintre cursele participate anul acesta am fost pe podium. Aș vrea să întreb, dat fiind că pe lângă activitatea aceasta de ciclism montan, tu mai ai și alte activități. Practic, ești și redactor la o revistă de profil, administrezi un site de profil, ești și masterand la managementul organizațiilor. Deci ai terminat. Vreau să te întreb dacă, prin prisma activităților pe care le ai pe lângă ciclismul montan, n-ai încercat să demarezi o campanie să atragi cât mai mulți oameni lângă tine sau să fii atras de alți oameni care organizează campanii de luptă împotriva cancerului? Încă n-am fost atras de alte persoane, însă cu siguranță mi-aș dori să atrag lângă mine mai multe persoane care să susțină această cauză și în legătură cu celelalte activități nu mi este greu pentru că în fond și la urma urmei trebuie să mă adaptez să trăiesc din ceva. E o sursă bună și aceste activități sunt surse bune de venit. După ce ai reușit să pui la punct prima ta bicicletă roz, ai început să participi la competiții și mulțumită pasionaților de bicicletă din Cluj, cel puțin aici, nu ai dus lipsă de competiții. Aproape în fiecare lună există câte o competiție la care poți participa. Ai
scos acea bicicletă la licitație și mi-amintesc o discuție de a noastră chiar imediat după acel eveniment. Vroiai cu banii respectivi să ajuți o asociație, o organizație care se ocupă cu prevenirea cancerului. Pe urmă ai văzut un material care te-a emoționat, legat de un bolnav de cancer care nu-și mai permitea să-și cumpere medicamente. Până la urmă ai reușit să găsești o destinație pentru acei bani? Până în acest moment am fost atras de mai multe cauze, organizații, să zic așa, practic de mai multe asociații care luptă cu această boală, însă de fiecare dată am găsit un mic scandal legat de acea asociație și am evitat să dau banii, tocmai în ideea în care vreau să găsesc pe cineva care chiar are nevoie de acei bani, nu o asociație care ajută de cele mai multe ori fictiv persoanele sau se implică cu jumătate de normă. E foarte greu când vine vorba de această boală să faci lucrurile cu jumătate de măsură, așa cum spuneai. Totodată, faptul că ai reușit să obții pe acea bicicletă 1900 de euro, exact, dacă mi-amintesc corect, având în vedere că prețul, de fapt, al respectivului tip de bicicletă era mult mai mare din producție, nu mai punem la socoteală rodajul din curse, pentru că ar fi trebuit să crească prețul acelei biciclete. Plus că era cauza, o bicicletă câștigătoare, adică ai reușit să obții un titlu cu mai cu respectiva bicicletă. Vreau să te întreb dacă te-ai gândit de această dată să faci o altă, să abordezi altfel licitația. Ce s-a întâmplat atunci și cum ai de gând acum să licitezi bicicleta roz? Oarecum atunci nu cred că lumea era pregătită pentru astfel de licitație, însă în acest moment foarte multe persoane mă întreabă când vrei să licitezi bicicleta, unde va fi licitată și așa mai departe. Deci, practic, eu mă aștept să fie un oarecare interes crescut față de anul trecut și sper eu să obțin o sumă mai mare pe ea decât am obținut pe prima Probabil bicicletă. La un eveniment care are ca și obiectiv strângerea de fonduri, un eveniment caritabil care se adresează exact lucrurilor împotriva cancerului. Nici acest lucru nu este exclus, însă în acest moment am aceeași tendință de a licita pe un site de licitații din afara țării, unde și străinii se poată licita. Cine crezi că ar putea susține mai bine această cauză? Românii care te cunosc pe tine și te-au văzut în competiții și poate și-ar dori această bicicletă roz, sau străinii care sunt mai degrabă impresionați de poveste și de demersul tău? Dacă ar fi să o luăm statistic, practic românii ar fi cei mai interesați, pentru că prima bicicletă a ajuns tot în mâinile unui român, însă sunt ferm convins că un străin ar avea o putere financiară mult mai mare și ar avea oarecare mentalitate în plus, să zic așa, față de un român, așadar cred că ar oferi o sumă mai mare pe această bicicletă. Apropo de prima bicicletă, a fost vândută tot unui român și ai mai avut ocazia să te întâlnești cu ea. Exact. Nu e greu să te... Să-ți revezi bicicleta? Să renunți la o bicicletă. Știi, eu am o bicicletă și sunt foarte legată de ea. În vară, când mi-a fost furată, nu puteam să mă gândesc să-mi cumpăr o altă bicicletă, deși nu este vorba de o bicicletă de competiție scumpă. Dar m-am legat sentimental de ea. Și ai sperat că va fi recuperată. Și a fost recuperată. Mulțumesc încă o dată Poliției Române pentru asta. Nu ți-e greu să te desparți de bicicletele pe care pedalezi? Practic mă atașez într-o oarecare măsură de orice bicicletă, dar știu că aceste biciclete roz sunt construite pentru o cauză bună și vor ajuta la rândul lor alte persoane care au nevoie. Așadar, o fac cu mare drag. Prima ta bicicletă avea pe cadru scris cu marker un M. Mi-ai spus atunci că vine de la mama. Numele mamei mele. Și de la Mariana. Exact. Acum văd pe bicicleta ta niște semnături. Ce reprezintă acele semnături? M-ul încă este existent, chiar în spatele pipei. Este sub lac, așadar nu mai poate fi dat așa ușor jos. Cele două semnături sunt semnăturile a doi membri din echipa de uzina producătorului bicicletei. Practic, unul dintre ei este medaliat cu bronz la campionatele mondiale din acest an și celălalt este medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de anul trecut. Unde i-ai întâlnit? I-am întâlnit anul acesta a doua oară
prima dată am întâlnit la Cupa Mondială din Cehia, de la Nove Mesto, și a doua oară am întâlnit la Cupa Mondială din Norvegia, de la Hafjell. Ai avut ocazia să întreb dacă ei au avut astfel de inițiative, dacă s-au gândit să se alăture unor campanii de luptă împotriva cancerului. Da. Ei știau deja de anul trecut despre ce este vorba, fiindcă și anul trecut m-am întâlnit cu ei, le-am explicat despre ce este vorba, au reținut ideea, au transmis-o și altora, de acolo existând interesul promovării ei pe site-urile de profil din afara țării. Ai avut deja două ocazii de a participa la competiții de mare anvergură și înainte să intrăm în direct ai mărturisit că a fost foarte emoționant când ai ajuns la finish să auzi 20.000 de oameni strigând Go Pinky, Go Romania. Bine, practic acei 20.000 de oameni erau pe tot traseu și s-au aflat în Cehia. În Norvegia au existat mai puțini spectatori decât în Cehia, oarecum zona fiind mai retrasă și mai depărtată decât, să zic așa, centrul Europei, unde toată lumea are acces. Însă, într-adevăr, este emoționant să vezi 2-3 rânduri de spectatori pe toată lungimea traseului care să încurajeze practic pe oricine trece pe acolo și să ofere oarecare energie pozitivă participantului. Dar în momentul în care strigau Go Pinky, Go Romania, era clar că se referă la tine, nu era, da, o încurajare la modul. Oarecum îngreștea sufletul, să zic așa. General. Crezi că dacă nu mai fi avut o bicicletă roz, te-ai fi simțit la fel de bine? Susținut în competiții? Sincer să fiu, nu cred. Deci, într-o oarecare măsură și bicicleta contribuie la notorietatea ta. La notorietate, să zic așa. Cum te ajută asta pe tine din punct de vedere profesional? Care sunt obiectivele pentru anul care urmează? Profesional nu știu dacă mă ajută, să zic, dar îmi oferă oarecare motivație și mă face să-mi doresc să continui și sezonul următor cu aceeași ambiție și dorință. Vrei să mai ajungi în mod special la un campionat, la o cupă? Îmi doresc cu siguranță să ajung la cel puțin o etapă sau două de cupă mondială, care sunt în Europa și sunt oarecum mai aproape decât de România decât altele. Însă totul ține practic de bugetul disponibil sezonul viitor. Dacă ai primi o invitație să participi la o competiție special organizată pentru lupta împotriva cancerului cu Pinky, ai merge? Cu siguranță. Ai mai lua încă câțiva bicicliști, cicliști de la noi să-i mobilizezi în această acțiune? Da, ar fi o idee bună. Crezi că ai convinge? A ajuns bicicleta roz atât de cunoscută încât a trezit și simpatia, empatia celorlalți colegi ai tăi? În țară, din ce știu eu și din ce vorbesc cu lumea la concursuri și așa, cu siguranță a stârnit o oarecare simpatie, însă în afara țării, fiind o populație mult mai mare și mulți neștiind despre ce este vorba, probabil ar fi oarecum mai greu. Noi ținem pumnii, Vlad, să reușești să vinzi la licitație această bicicletă cu cât mai mulți bani, în așa fel încât suma pe care o vei aduna și pe care ești dispus să o dai unei asociații sau unui caz care are nevoie de ajutorul tău, în așa fel încât bucuria pe care o faci cuiva să fie cât mai mare posibil. Felicitări pentru ideea pe care ai avut-o și mulțumesc, o vom urmări pe bicicleta roz de acum încolo. Ce spunem? Go Pinky! Go de Pinky! Pe acum. Așa, de pe acum. Mulțumesc frumos!